Un tată în vârstă este dus de fiul său într-un BMW să predea permisul. Și înainte să facă chestia asta, sau după, de fapt, într-un spațiu închis, zice: tată, vrei să conduci? Și acum mă năvălește un pic plânsul, pentru că reclama aia înseamnă foarte mult. Adică îți arată niște conexiuni dintre oameni pe care fiarele astea, scuzați-mă, dar nu mai găsesc voce acum. Și ăsta e un moment care trebuie lăsat, adică n-aș putea să plâng la o mașină modernă. Dar acum e o năvală de evenimente și nu vreau să taie Cosmin chestia asta, pentru că e ceva natural și e, cred că e prima dată când am reacția asta și ceva sincer. Și n-am avut o tristețe în familie sau ceva, dar rezonez cu chestiile astea, cu ideea. Adică faptul că ăla se duce cu tasul într-un poligon și îl pune la volan și în momentul în care taică-su ia manevrele și revine zâmbetul, îți dai seama cum fisul se reîntoarce cu tasul în timp și era inversat rolul. Când tasul era în dreapta și fisul învăța să conducă pentru permis și era o retrăire de amintiri. Exact de-aia trebuie să iei asemenea mașină, ca să ai genul ăsta de reacții pe care o mașină nouă nu ți le poate da. Vă gândeați că o să plâng eu la un BMW? Next, please. Ready? So. I want to hand my driving license, sir. Thanks. I know, Dad. Just a piece of plastic. Congrats. Dad, do you want to drive? Gently down on the right foot, very gently. Okay. You alright? Yeah. Good. Okay, now you're gonna go left. So look in the mirror. Okay, now we're gonna hang on left. Mirror. Ow! Chris, you alright? What are you doing here? Chris, I'm not having this. Right, I'm gonna get you home. Ready to get back? Trei spații de depozitare unde se poate pune numerar. În al doilea buzunar, buletinul și permisul de conducere și în al treilea, diversele carduri bancare de transport în comun sau de acces pe la diverse garaje, companii, fiecare pe unde lucrează. Iar calitatea asamblării este una exemplară, fiind făcut din piele naturală, vopsită natural, cusută după metode din acestea clasice. Sunt niște cusături cu autostrângere care nu se desfac niciodată, oricât l-ai umple, el nu se lățește foarte mult. Detaliile sunt lucrate foarte bine. Pielea, cusăturile, patina, făcându-l mai mult decât un simplu portofel, este un articol vestimentar până la urmă, așa că vă recomand să încercați așa ceva și o să vedeți că este un obiect deosebit. Ține e 525 TDS M51, 9 liebe Freunde, cum ar spune zona de unde provine această mașină, pentru că sub capotă se află nimic altceva decât un S62B50, adică îl face să fie un veritabil M5 din 1999, pre-facelift, făcut facelift, cu o poveste foarte interesantă, care este spusă cu tâlc, la fel ca sunetul acestei capote, pentru că e o mașină de poveste la propriu și nu contează câți cai are, respectiv 400 și cuplu de 500 de Nm. Este ultima chestie importantă la mașina asta, părerea mea e că povestea este cea care contează, având în vedere că vorbim de o mașină care este probabil mai în vârstă decât mulți dintre urmăritorii care văd acest film și care posibil să nu știe mare lucru despre mașina asta sau că ea a existat vreodată. Este genul acela de mașină pe care, pentru ca voi să o înțelegeți mai bine, cei care nu știți mare lucru despre ea, trebuie explicată cu similarități din zona designului vestimentar. Sau ar trebui mai exact să te gândești la o persoană care poartă un anume gen de haine, are un anume comportament și o anume poziție socială dată de meseria pe care o are. Genul ăsta de mașină este pentru cineva de vârsta a doua,
care are un nivel de educație superior, știe chestia asta, se comportă corespunzător, nu e o persoană stridentă, dar totuși ocazional îi place să iasă din sfera asta de formalism, într-un mod relativ discret, dar foarte pe față și intens. Și este genul ăla de mașină sleeper, care pentru necunoscători nu iese în evidență cu nimic, pentru că nu are tot felul de elemente vizibil, cromate, LED-uri, nebunii, nu e nicio culoare apăsătoare pe ea, nici măcar sunetul motorului nu e unul care să te ducă cu gândul la ceva anume, asta până nu l-auzi pornit ca lumea. Este exact un sedan cu minte, făcut pentru un mers relativ liniștit, fără ruperi de ritm, însă bipolaritatea sa este minunată și de aceea poate avea niște ruperi de ritm minunate. Și așa se face că în timpul programului acel domn director poate să fie o persoană foarte formală, care începe mail-urile cu acele formulări corespunzătoare de început, încheierile la fel cu deosebită considerație suma respectelor, vine la program, își respectă superiorii și subalternii, dar e o persoană care, la o primă vedere, nu pare o persoană cu care vrei să te împrietenești. Dacă însă lucrezi acolo mai multe luni, îți dai seama că e genul de persoană cu care ai ieșit la o bere după program sau cu care ai merge într-un team building. Și acolo începi să vezi adevărata valență pe care o are, te împrietenești și când revii la birou, altfel decurge relația profesională. Și este genul ăla de mașină pentru persoanele puțin mai mature, care au trecut prin niște zone din viață treptat, adică au fost perioade în care n-au avut bani și își doreau niște lucruri. Pe urmă, prin puterea învățării și a muncii proprii, au ajuns să-și permită acele lucruri și de-aia când le au, le apreciază mai bine și, mai important, le înțeleg pe un plan mult mai amplu decât cineva care îl ia cu bani jos, nu se bucură de el pentru că nu-l înțelege și doar îl ia ca să fie văzut în această mașină. Sunt mașinile pe care noi când eram copii ni le doream, nu ne gândeam vreodată că o să ajungem în preajma lor mai mult decât așa să le vezi trecând pe stradă, știi că erau deținute de tot felul de oameni cu greutate, fie șmecheri sau interlop ai vremii, fie politicieni sau chiar oameni de afaceri care chiar își munciseră banii pe bune, deși perioada anilor 90, cel puțin în Balcani, nu era una care să fi fost făcută cu o muncă de asta perfect legală. Dar este relevant, anvergura este cea care contează și îmi place să cred că, în general, cine a avut mașinile astea la momentul respectiv le-a înțeles, însă cine le are acum și și le-a dorit de atunci le înțelege mult mai bine, pentru că le are din alte considerente pentru care ăia le-au avut. Adică cine are mașina asta, nu o ia ca să fie văzut și să se dea mare cu ea, deși în cazul de față mașina asta a fost adusă tocmai pentru asta la București, la evenimentul Drop Down, pe care probabil l-ați văzut deja la data la care eu postez această filmare pe YouTube. Și e frumos că este adusă, face parte dintr-o comunitate și e bine să fie văzută, pentru ca lumea să știe cum era înainte. Acum nici să fim nostalgici și să trăim doar în trecut, pe principiu dă înainte că înainte era mai bine. Și de asta zic că acum, în prezent, mașina aceasta are mult mai multe valențe decât în trecut. Pentru că în trecut era ceva intangibil, maxim o vedeai în niște reviste, care din punctul meu de vedere, cu deosebit de tristă considerație, constat că cel puțin în România, multe din articolele despre aceste mașini au fost scrise de niște habarniști. Pentru că am intrat în contact cu acei oameni și îmi dau seama că nu se pricep la mecanică, foarte puțin din ei știu povești și, practic, îmi dau seama acum, în retrospectivă, că habar nu au despre ce au scris. Și îmi dau seama că eu, stând acum lângă mașină, am o năvală de gânduri mult mai complexe decât au avut ei când au scris respectivele articole. Nu dau nume, nu mă refer la o persoană anume, ci la o perioadă anume din jurnalism care era făcută dintr-o anumită inerție. Și chestia asta cred că s-a întâmplat în mai multe țări. Așa că, retrăind în prezent, prin ochii din prezent, dar cu filtrele alea din trecut, această mașină, o să ai o experiență mult mai mișto decât în acei ani. Când totul era nașpa. Nu avea lumea bani, drumurile erau proaste, erau niște mașini intangibile, inaccesibile, nu puteai să le faci mentenanța corespunzător. Acum este cu totul altceva, sunt mult mai multe perspective și orizonturi. Și revenind la directorașii noștri, situația a evoluat într-un mod diferit. Că bine sau rău, nu cred că trebuie catalogat așa, ci s-a dus pe alt filon, în altă direcție. Printr-o pură coincidență, deși sincer ăsta este cel mai mișto M5 făcut vreodată, prin normalitatea proporțiilor pe care le are, întotdeauna când vezi o gagică mișto, bine îmbrăcată, n-apreciezi neapărat o anume formă pe care o are, ci întregul pachet. E vorba de cum merge, cum vorbește, cum zâmbește, cum poartă haina, ce
idei are în cap, ce nivel de conversație, cu cine umblă, e un întreg context. Mașina asta le-a avut pe toate. Și omul care a desenat-o, Yoji Nagashima, este cel care, poate fără să vă vină să credeți, a inventat marea grilă pe care ăștia o folosesc în prezent, pentru că a folosit un concept de E32, că o grilă atât, care s-a materializat în prezent în niște vânzări foarte bune pentru modelele noi, cel puțin pe piețele pentru care au fost dedicate, respectiv Canada, Japonia, Asia, pe acolo. Dar sunt alte mașini decât au fost astea. Și dacă te uiți la viitoarele M-uri, s-au întâmplat două lucruri. În primul rând, mașinile au devenit mult mai stridente și intense. Puterile au crescut considerabil. Gândiți-vă că acum, în prezent, acești 400 de cai și 500 de Nm, la modul real, pe dyno, sunt obținuți cu ajutorul unui 3 litri benzină 6 în linie, deci cu 2 cilindri mai puțin și cu 2 litri mai puțin decât această motorizare, cu o turbină twin scroll în plus, respectiv motorul B58-B30, care este minunat în felul său, dar este alt tip de motor pretabil vremurilor moderne, însă e un continuator spiritual al unui motor care exista în perioada acestei mașini și nu era făcut de ei, ci de japonez, și anume celebrul JZ, care s-a făcut în codificări de 1 sau 2, care au însemnat 2,5 sau 3 litri, cu una sau cu două turbine, unele chiar și aspirate natural. Și B58-ul este o urmare a acelui motor, cel puțin din punct de vedere spiritual. Însă, caii pe care mașina asta i-are într-un mod exotic în vremea aia, sunt o banalitate în prezent pe mașinile moderne. Așa că toate M-urile noi, care au ajuns să schimbe codificarea dacă au devenit în două uși, sunt mult mai intense, mult mai mulți cai, motoare destul de agresive și culori, opțiuni, chestii care nu sunt neapărat sportive și au îngreunat mașinile. Nici asta nu este o mașină sportivă în adevăratul sens al cuvântului, pentru că are 1795 de kilograme aproximativ și a fost gândită pentru un cruising rapid la pas alert cu schimbări de ritm. Nu este o mașină de circuit, însă are o aderență fantastică și o să explic din punct de vedere tehnic ce este, de ce, după ce termin această poveste. Așa că, practic, M-urile mai noi au început să fie pretabile unor generații de oameni mai tineri care au făcut banii mai ușor, și aici nu mă refer prin fără muncă, ci pur și simplu de ăștia care lucrează în domeniul IT, încasările au fost mult mai rapide și și-au permis într-un timp mult mai scurt niște mașini pe care și le doreau, dar cumva parcă n-au apucat să le înțeleagă pe deplin, n-au crescut odată cu generațiile anterioare. Și așa se face că clientela nouă, pentru că vrea mai multă stridență și evidență, este tratată cu jante mai agresive, tot felul de culori stridente, interioare care au tot felul de LED-uri, motoare și tobe țipătoare, totul cât mai la vedere, pe stilul ăla de fanboy pe care, de exemplu, japonezii l-au avut tot timpul. Repet, nu-i nimic greșit în asta, este o schimbare de stil. Însă ce cred că este totuși o greșeală din punct de vedere spiritual, dar a fost una de deosebit succes financiar, este aceea de a pune badge-ul ăsta de motorsport pe absolut orice, inclusiv în curând, probabil pe lichidul de parbriz. O să apară lichid de parbriz de iarnă M, dar nu e suficient, o să apară și lichid competition, vei avea parbriz din piele M, parfumătoare M, brăduți M, performance Akrapovici Carbon One Edition, chestii care nu au nicio legătură cu sportivitatea. Și practic sigla asta au capitalizat pe partea faimoasă a acestei sigle din trecut, care e pe bune, și au pus sigla asta pe tot felul de elemente și pachete din tot felul de mașini care nu sunt deloc sportive, sunt tot felul de SUV-uri de mămici, cărătoare de marfă și copii, care au culori de M, pachete de M, dar în esență au niște motoare de 3 cilindri și 1,5 litri, care sunt potrivite perioadei, dar în niciun caz nu sunt niște mașini M. Și cumva, nici măcar modelele M moderne nu mai sunt chiar ce trebuie. Noul M5, deși este o arhitectură interesantă din punct de vedere tehnic, parcă s-a depărtat prea mult de la esență. În curând îl vom conduce cu categoria C. Are aproape 2,5 tone. Degeaba are aproape 800 de cai. Accelerațiile sunt mai lente decât ale modelului anterior. Are un V8 foarte interesant făcut de M, cu un sistem plug-in hybrid destul de interesant. Doar că dacă stai să te gândești, este o mașină care cumva parcă nu și-are rost în formatul ăsta. Dar
probabil e făcut așa pentru ceea ce se numește în engleză compliance, ca să respecte aceste norme. Însă nu mai are simplitatea ăsteia și discreția ei. Asta este o mașină pe care o poți conduce de zi cu zi, la fel ca multe alte M-uri moderne, dar are ceva analog pe care îl înțelege și o persoană de 80 de ani și o persoană de 20 de ani, fie că sunt pasionați de mașini sau nu. Toate comenzile sunt intuitive, mașina este naturală, analog, se conduce ușor. Este, cum se spune, se poartă ca o haină și îți vine mănușă. Cam așa este perspectiva pe care o văd eu cu aceste BMW-uri și divizia asta Motorsport n-a apărut chiar de nicăieri. Este rodul unei colaborări și idei comune dintre un management american și niște ingineri și piloți europeni, în esență cu precădere nemți. Celebrul Bob Lutz, Robert Lutz, care la vremea respectivă activa în cadrul BMW în Europa, a avut ideea de a fonda o divizie Motorsport care să activeze și în zona de competiție, dar și pe stradă. Și practic au făcut mașini de stradă derivate din unele de circuit sau făceau mașini de stradă ca să fie omologate, strict pentru a putea concura cu ele. Și împreună cu Johan Nirpach, cum se pronunță teoretic corect, a fondat practic această divizie Motorsport undeva prin anii 70. În peisaj însă au mai existat și tuneri, precum a fost Burkhard Bovensiepen de la Alpina, care a făcut versiuni de BMW-uri întotdeauna în fabrica lor separat. Acum sunt două firme, una care a fost integrată în BMW și una care a rămas cu modelele vechi. Și alea erau cumva gândite mai mult pe touring autostradă și nu neapărat pe incisivitatea de viraje. Și de astea au apelat din timp la supraalimentare și pe modele pe benzină și pe cele diesel au avut cutii automate cu precădere în timp ce astea erau manuale. Și mașinile M erau ceva special. Practic, debutul acestui brand a început cu mare eșec, la fel cum se întâmplase cu BMW-ul 507, care tot la inițiativa unui extern așa din străinătate pe nume Max Hoffmann, care era un importator, a zis faceți mașina aia că mă descurc eu să o vând. Și n-a reușit, doar că a fost o mașină emblematică. Cu Mercedes-ul 300 SL Gullwing a reușit, însă tocmai rateul astea cumva le-au dat un pas înainte. În povestea asta este și inginerul Paul Roș, care s-a ocupat de gâdilarea multor motoare de motorsport, inclusiv în Formula 1, și pe o bază puternică de 4 și 6 cilindri în linie, au câștigat foarte multe titluri și au făcut niște mașini cu totul și cu totul speciale și au dat naștere unor rivalități foarte productive împreună cu Mercedes, de exemplu. Că nu degeaba există piloții aia cu nume Ravalia și Cecotto, care cu E30 au câștigat foarte multe competiții. Dar prima mașină M de stradă chiar a fost un rateu economic și s-a numit M1. Gândită cumva de Dallara pe parte de șasiu, Lamborghini s-a ocupat de proiectare și asamblare, motorul era însă M88 de BMW, care a fost folosit și pe modele de stradă ulterior. O mașină foarte mișto, doar că n-a fost lansată probabil în contextul potrivit, la vremea care trebuie. N-a fost o chestiune de succes economic, dar cu siguranță de identitate de brand a fost. Că nu degeaba nou XM are acele două sigle în zona lunetei sus cu evazările alea care ne duc cu gândul la BMW M1. Mai departe, Robert Lutz a plecat în state unde a ajuns să strălucească ca CEO pentru toți cei trei mari producători americani. Ford, GM și Chrysler. Este singura persoană care a ocupat vreodată poziții la cel mai înalt nivel la toți producătorii americani majori de la acea vreme, numiți The Big Three. Mai departe, BMW a dus direcția asta mai departe, însă într-un mod poate comercial. De exemplu, aceste 39 M5, făcut între 98 și 2004 aproximativ, este primul M care are niște premiere. În primul rând, e primul cu V8, că toate celelalte au fost 6 în linie aspirate și ăsta este aspirat și este un motor derivat din cele folosite. La fel ca și celelalte, este o mașină derivată din alea de stradă, doar că spre deosebire de alea, era asamblat la Dingolfing, acolo unde era făcută și mașina principală. Un E28 M5, de exemplu, era fabricat de către M și era o mașină poate puțin mai specială din perspectiva asta, deși cu siguranță, din punct de vedere tehnic, siguranță, dotări, asta clar este peste și întotdeauna orice model nou, chiar dacă poate sufletiștilor, care oricum nu și le permit, nu le plac, au niște plusuri. Sunt niște mașini tehnologizate, sigure, au o identitate de brand, doar că este identitatea al cuiva. Eu nu mă regăsesc neapărat în tot designul lor nou, însă, repet, îmi place proporția. Nu există frumos sau urât, există proporții. Raportul dintre dimensiunea jantei, a pasajului roții, aripile și suprafața vitrată. Dacă sunt niște linii acolo, vederea noastră, chiar dacă suntem analfabeti sau cu doctorat, deștepți sau proști, negri sau albi, femei sau bărbați, irelevant,
ne pricepem la mașini sau nu, proporțiile atrag. Pur și simplu, când liniile alea sunt cum trebuie, corpul uman, în idealul lui acolo, se activează. Asta este secretul designului, să ai un trend natural. Probabil de-aia modelele noi, pentru că sunt foarte, foarte linearizate cu tot felul de elemente noi, nu-și găsesc încă locul. Însă, ce vă recomand eu când urâți o mașină din asta, înainte să puneți ștampila aia ca la votat cu urât, da, duceți-vă și în viața reală să o vedeți. Undeva pe stradă, într-un showroom. Și o să vedeți că sunt niște mașini tridimensionale care au niște valențe. Multora am văzut că nu v-a plăcut G60, însă brecul G61 are niște proporții superbe. Farurile sunt oarecum de E60, liniile sunt cu proporție până în spate și o mașină așezată, exact cum este asta. Așa că trebuie înțeles un pic acest design ca să vedem aceste mașini în integralitatea lor. Și dacă stai să te gândești, cel puțin din perspectiva acestui canal, este al N-11-lea BMW E39 pe care l-am prezentat și am avut pe mână 525 diesel, am avut de asemenea 525 benzină, 530 benzină, iar ăsta este supremul, un M5. Peste ele probabil există niște modele Alpina precum B10, care sunt puțin mai răruțe și exclusiviste, dar cumva ăsta este și în culoarea asta exact ce trebuie. Ori albastru, ori acest vișiniu, burgund așa, este culoarea care le reprezintă și nu contează neapărat ce motorizări au avut formele astea de caroserie, însă din păcate anumite motorizări, pentru că au devenit accesibile, au fost foarte fiabile și au dus abuz, au început să fie deținute de persoane care de fapt le iau pentru că n-au finanțe, n-au bani și vor și ei să pară ceea ce nu sunt, sau pur și simplu persoane care vor mașina aia pentru că e ieftină și se folosesc de ea. Pe ei admir, pur și simplu, zic, da mă, aia, mă descurc cu ea, o întrețin cât de cât, dar nu o iau ca să fie văzuți. Însă niciuna din aceste categorii nu cred că înțelege pe deplin aceste mașini. Așa că pentru o poveste întreagă a acestei generații, revedeți celelalte prezentări, acum vreau să mă axez strict pe acest model. El a apărut la 2 ani după ce s-a lansat generația, la fel ca model pre-facelift, a fost asamblat în aceleași fabrici și ca motor folosește o versiune updatată de M62, care este o evoluție a lui M60, primul lor motor V8, care a avut parte de câteva gâdiliciuri tehnice, în sensul în care e bazat pe un technical update de M62, care la rândul lui e bazat pe un M60. Adică a umblat un pic la distribuție, la chimia aliajelor, în sensul în care au renunțat la un aliaj și au trecut pe altul, s-au jucat la grosimile lanțurilor, a apărut distribuția variabilă și în mod special acest motor este unul care e gâdilat puțin mai intens, alături de toate chestiunile din mașină. Deși el este un 1999 martie, foarte importantă luna asta că e până în septembrie-octombrie, asta înseamnă că are acel încălzitor pe bază de sare. Adică e o opțiune, rară de altfel, care presupune existența unui fel de element izolat, termic, care are o sare solidă, care sub acțiunea unei călduri degajate de motor se lichefiază și stochează o temperatură de vreo 200 și ceva de grade timp de 2 zile. Și asta înseamnă că practic tu poți să ai căldură în mașină punând contactul chiar și cu motorul rece. După 1999 în toamnă s-a renunțat la această opțiune și s-a trecut pe încălzitor clasic, însă au existat și funcțiile alea rest de climă. Ce a mai fost interesant la mașinile astea, au apărut angelizurile pe ele și de asta mașina asta este făcută să arate ca una facelift. Îți vei da seama după faruri, după stopuri și după faptul că înăuntru are o navigație cu portret landscape 16x9 și nu este 4x3. Adică e o chestie care putea fi făcută din fabrică, în sensul în care tu aveai deja modelul de pe piață și când a apărut facelift-ul, pur și simplu te duceai la dealer și îți făceau retrofit pe elementele de blocuri optice, bare, interior și practic te trezeai cu o mașină nouă contra probabil câteva mii de mărci, pentru că asta este o mașină cumpărată în mărci germane, deoarece este din 1999 și a fost luată aproape de nouă, din câte țin minte, în România și a fost deținută de un turc care lucra în domeniul probabil culinar al baclavalelor și cred că are o poveste interesantă. Înțeleg că la bază n-a fost cea mai întreținută mașină, dar a fost o bază bună, neavând rugină și probleme de motor, chestie care contează foarte mult. Și o să mai vedeți în viitor pe canalul M5 anterior cu o poveste fabuloasă legată de ce a făcut mașina aia 10 ani prin Spania, dar nu dau spoilere acum, deși le-am mai dat în trecut în altă prezentare și ăștia care ați fost atenți probabil știți despre ce e vorba. Revenind la această mașină, deci odată cu faceliftul din 2000, vei vedea angelizuri, senzori de parcare standard, opțional navigațiile alea mai mari, s-a trecut
trecut pe hărți, pe DVD, nu mai erau pe CD și aveau de asemenea niște îmbunătățiri pe pachetele de dotări și au mai redesenat unele lucruri pe exterior, dar în linii mari cam aceleași mașini. Și motoarele au fost diverse, a apărut și 4 cilindri diesel, în rest toate celelalte vechi, fie că erau benzină sau motorină, erau cel puțin 6 în linie și au existat și aceste V8-uri. M60-urile au fost niște motorizări care nu au avut distribuție variabilă, iar M62-ul, în principiu cu ce a venit în plus, cu un management motor mai bun și alte litraje, pentru că se duceau până pe la 4,4 litri, dar au fost și versiuni care au ajuns la litraje mai mari și făcute inclusiv de Alpina. Însă, technical update-ul a venit cu distribuție variabilă VANOS, care înseamnă Variable Nockenwelle Steuerung, cam așa cred că se scrie în germană, adică ideea de a defaza poziția arborilor cu came, în ideea în care a muta evenimentul de cuplu. Ce e tare la motorul ăsta este că, fiind un S62, are distribuție variabilă și pe axele de evacuare și le are pe un plan de 60 de grade în raport cu arborele cotit, nu de 40, doar pe admisie, cum erau pe modelele standard. Altă chestiune pe care motorul o are și e foarte important de precizat este că, deși e un M62 la bază, nu are nicasil, adică, deși este din aluminiu blocul, nu folosește un strat precipitat de nichel, care, de altfel, conceptual e foarte bun, pentru că permite montarea unor pistoane cu segment standard. Problema nicasilului în acei ani a fost legată de sulful din benzină și gazele de carter, care conțin printre ele și apă condensată, împreună cu sulful din benzină, se traduc în acid sulfuric, care topește efectiv și dizolvă stratul de nicasil și apar niște uzuri foarte nașpa. Între 1994 și 96, Jaguar, Land Rover și cu BMW au avut probleme majore cu acest aliaj, așa că aceste modele update tehnic vin cu Alusil, care este de fapt un aliaj de aluminiu-siliciu, care este de așa natură procesat când este turnat și răcit, încât strict siliciu se condensează pe interiorul cămășilor cilindrilor. Este mult mai rezistent, numai că e neapărat necesar să folosești niște pistoane cu segmenți cu un fel de strat de depozit metalic, ferrostan coating se numește în engleză, și asta înseamnă că sunt mai scump de fabricat. Însă atâta timp cât motorul este întreținut, uleiul schimbat des și are un termostat cum are ăsta din fabrică, care deschide la 79 de grade, nu la peste 100 de grade cum sunt altele, temperaturile stând jos, aliajul ăsta rezistă. De asemenea, sistemul de arbor cu came este puțin diferit în ideea în care folosește arbor cu came goi pe interior ca să fie mai ușor. Lanțurile sunt toate duplex și, deși față de M60 nu are acea rolă intermediară pe unde trece V-ul de deasupra, ce are o patină, fiind lanțul mult mai rezistent, n-au fost probleme cu el. Cu VANOS însă au fost probleme. VANOS-ul la vremea respectivă funcționa pe un sistem helical, adică mișcarea de rotație a arborelui era obținută prin împingerea unui piston înainte-înapoi, nu prin umplerea unor camere hidraulice care erau montate cumva radial, ci în cazul de față este o mișcare axială înainte-înapoi, care se traduce într-o înșurubare, exact cum se întâmplă cu filetul unei sticle. Și ceea ce au zis pe fundal este un autocar care are un sistem de răcire motor identic cu ăsta de sub capotă și o să-l vedeți imediat, adică ventilator cu vâscă cu cuplaj, de aia se aude vuietul ăla tare pe fundal. Revenind la motor, ce mai are el interesant este faptul că folosește un sistem de ungere cu carter semi-uscat. Și asta înseamnă că are o baie de ulei foarte voluminoasă în partea din față și pentru că motorul este V8, caseta de direcție nu poate fi montată în spate și atunci vei vedea că frânele sunt montate în partea din spate și direcția vine în partea din față. Problema este că nu încape o cremalieră, casetă clasică, cum a fost folosită pe motoarele 6 în linie, care nu au avea acest sistem, și folosește un mecanism cu casetă cu bilă recirculantă, care este cu corp de aluminiu și are ceva ce se numește pitman arm, adică un braț care face stânga-dreapta și care mișcă cu el o bielă lată ce este conectată la bieletele de direcție. Și o direcție puțin mai vagă față de altor mașini, inclusiv a ăstora cu modele 6 cilindri. Dar pur și simplu nu încăpea. Însă merită, pentru că acel sistem cu carter uscat are practic alături de pompa de ulei antrenată pe un lanț secundar, încă două pompe de colectare, care fiecare pompă are în plus un solenoid de tip macaz. Adică, mai exact, când mașina era condusă tare cu accelerații pe linie dreaptă, nativ uleiul se duce în spatele băii de ulei. Ca pompa să nu piardă sorbul și să tragă aer, acest sistem de pompe secundare trage uleiul din spatele băii de ulei și îl varsă în față, în zona sorbului pompei. Și în felul ăsta, chiar dacă uleiul se plimbă înainte-înapoi prin baie, motorul
întotdeauna are sorbul în ulei. Când însă este condusă și pe viraj stânga-dreapta, acei solenoizi comută pe o poziție în care încep și trag pe diagonală stânga-dreapta, inclusiv din capetele chiulaselor. Și asta înseamnă că pot colecta uleiul care, în mod normal, de la forțele inerțiale de viraj, se adună și rămâne în zona chiulaselor, ceva similar cu pantalonii de compresie de la piloții de avioane, care, de exemplu, de la manevrele alea de zbor foarte agresiv, au un eveniment în care sângele li se scurge în zona picioarelor și riscă să leșine. Și atunci au niște pantaloni compresivi, plus niște pedale la avion care răspund cu aceeași forță cu care sunt apăsate. Și în felul acesta, inima e ajutată să pompeze sângele înapoi în cap ca să-și păstreze cunoștința. Deci, practic, echivalentul acelor pantaloni compresivi este acest sistem de ungere cu carter uscat, dry sump, cum se numește. Și este o componentă foarte interesantă a motorului. Alături de aceste trei pompe, una de presiune și două de colectare, sistemul VANOS are câte o pompă pentru fiecare banc de cilindri, care ridică presiunea la 100 de bari de ulei după ce ea a fost coborâtă la 0,5 bar de niște restrictoare. Și practic, instant, oferă presiune acelor defazoare hidraulice. Problema este că de la acea presiune ridicată, uleiul se degradează rapid și de asemenea există niște probleme de etanșeitate ale acestui mecanism. O-ringurile alea se aplatizează, pierd presiune și apare un fel de râcâit la relantii în momentul în care pornești motorul și mai ales sistemul nu funcționează corespunzător. Este unul din punctele sensibile ale multor motoare BMW pe benzină din anii respectivi. Însă ce vei vedea iarăși interesant la motor, pe lângă garele de evacuare care au o împerechere diferită și sunt făcute dintr-un material mai ușor, admisia este cu trompete individuale. Asta înseamnă că fiecare piston are propria clapetă de accelerație și cu propriul tub de admisie care are lungime diferită pentru fiecare piston, în sensul în care există perechi și arată efectiv ca niște brațe de caracatiță. Și e foarte interesant să vezi că mecanismul ăla față de al altor BMW-uri similare din viitor este acționat de un singur motoraș electric care deschide toate aceste clapete. Și suplimentar în V-ul motor se mai află un motoraș pas cu pas pentru ocolirea acestui sistem ca să-i dea un aer reglat fin pentru zona de relantii și schimbări de sarcină de la aerul condiționat. De asemenea, vei vedea un termoflot care are și un sistem de ocol în cazul în care uleiul ar rămâne blocat în acel termoflot dacă ăsta s-a înfundat, să poată să ocolească sistemul ca să se păstreze ungerea. Și toată chestia asta presupune și o recalibrare diferită pe partea de software și vei vedea de asemenea că pentru a respecta normele are și o pompă de aer secundar care este montată acolo să injecteze aer curat în evacuări ca să agite cumva cărbunia de pe grătar, exact cum faci când faci un grătar și vrei să încălzești mai repede zonă, să ardă focul. Asta face și asta oxidează combustibilul nears. Și ce mai interesant la motor e să vezi că a avut un arbore cotit puțin mai îngrijit, niște biele făcute pe principiul fracture split connecting rods, adică ele sunt turnate ca un întreg și rupte în două bucăți și fizic fiecare bielă are doar o singură altă piesă cu care se potrivește. Și sunt niște îngrijiri suplimentare pe partea asta de suprafețe, de segmenți. Este un motor care are 11:1 raport de compresie și e interesant că au făcut un fel de 2-in-1. Au zis așa, vrem cai mulți pe care să-i obținem într-un mod constant dintr-un motor de litraj mare, așa că creștem cilindrea, dar păstrăm cursă scurtă și alezaj mare ca să se tureze foarte rapid și la valori înalte. Adică aproape 7300-7400 de rotații pe minut are acest V8 și dezvoltă 400 de cai și 500 de Nm cumva pe o plajă. Cel puțin cuplul este pe o plajă destul de liniară și valoarea de putere este undeva sus acolo. Și totul este gestionat de o cutie făcută de Getrag, un 420G cu 6 trepte, care este tehnic, din punct de vedere pinioane, indestructibil. Problema sunt sincroanele și mecanismele alea de schimb, care nu sunt cele mai bune și conurile alea sincronizatoare, mai ales între treptele 2, 3, 4, se cam duc. Și de-aia cutiile astea agață, au nevoie de tot felul de aditivi și, în general, cred că au apărut firme care să facă îmbunătățiri majore acestui sistem, așa că cei care au mașinile astea cam știu despre ce e vorba. Totul se face prin intermediul unui ambreiaj care este ramforsat și, în mod special, iarăși interesant, este la spate ceva. Pe vremea aia, la E39 se regăseau 8 tipuri de raport de diferențial cu sau fără sistem de alunecare limitată LSD. Ăsta are un 3,15 cu un LSD cu proporție de 25%, dacă mi-aduc bine aminte. Adică în accelerare sau în frânare, în cazul în care una din roți pierde aderență foarte tare, se redistribuie cuplu
pe roata cealaltă prin faptul că se ia metoda multiplicării. Puținul de aderență pe care roata aia l-are este folosit ca pârghie de sprijin, multiplicat și mutat dincolo. Și asta ajută și în accelerare și în frânare. Și treaba asta presupune cumva o artă mecanică. Și dacă e să-l compar cu modelul standard, vei vedea că stă cu 23 de mm mai jos, are niște brațe specifice, mai ales în zona inferioară de spate, unde e primul BMW care a venit cu un soi de sistem multilink, care are o basculă mare și în partea superioară două brațe. Amortizoarele cu arcurile sunt diferite față de versiunile standard, atât la tăria arcului, la progresivitatea amortizorului dată de valve diferite din interior. Și de asemenea, majoritatea bucșăraiei este din elemente solide, nu din cauciuc. Are, de exemplu, sistem Uniball pe alte zone, niște bucși din poliuretan în alte părți și chiar dacă diagrama seamănă cu una de BMW standard E39, de fapt nu e chiar aceeași mașină și diferențele erau mai mari între un model M și cele standard față de cele din prezent, care sunt aproape identice, uitându-ne la un G42, un M2 și un M240i modern, de exemplu. Suspensiile sunt cu dublu braț inferior, adică vorbim de două brațe independente inferior, dar McPherson în partea de sus și pe cele din spate tocmai le-am descris. Pentru că e un V8, are sub cadru din oțel. Cele șase în linie l-aveau de aluminiu, doar că astea, ca să compenseze, au totuși elemente din direcție care sunt făcute din aluminiu. Mă refer la acea casetă de direcție cu bilă recirculantă și de asemenea are funcție de servotronic, care practic variază tăria de asistare în funcție de viteza de deplasare pe baza unor parametri. Unii o numeau servotronic, servo assistance, variable power steering și multe alte chestiuni din astea de marketing. Și în linii mari, mașina cam asta este. Sunt evident și alte puncte de rigidizare pe la caroserie. Subcadrele astea nu sunt montate flexibil, ci rigid, ca să se transmită mai bine puterea. Însă, realmente e o mașină gândită pentru confort. Parbrizul, toate geamurile, inclusiv luneta, sunt dublu laminate. Sunt două foi de sticlă care sunt semvișate cu un plastic împreună. Este rar să vezi așa ceva la o lunetă și au făcut chestia asta pentru că mașina asta se presupune că era făcută să meargă pe autoband, ca melodia lui Kraftwerk, tare, tot timpul. Și atunci, ca să nu șuiere, au dus la alt nivel partea asta de antifonare, inclusiv la materiale. Și ăsta este un exemplar foarte bine echipat, care are toate suprafețele de bord și de uși învelite în piele naturală, se și vede cusătura. Are telefon, trapă, climatizare pe două zone, scaune încălzite, are de asemenea un profil sport pentru acele clapete și pentru răspunsul mai ferm al volanului, dar în rest rămâne o mașină analog și cumva este o mașină dezirabilă, e o mașină de poster. Și dacă ai bani, nu foarte mulți, că până la urmă o mașină din asta țiplă, pusă la punct cum vrei tu, costă mai puțin decât orice suvuleț mic nou. Cu 30.000 de euro găsești un asemenea exemplar boboc, însă trebuie să iei în calcul faptul că încă nu e istorică și impozitul are o valoare și mentenanța nu e chiar ieftină, dar în niciun caz nu te duce la un preț total cost de operare mai mare decât o mașină modernă. Așa că dacă ai o mașină modernă și ești mulțumit cu ea și ai totuși niște bani de care te poți lipsi și vrei să-ți faci niște amintiri frumoase, poate cu un copil care este în creștere, ia o asemenea mașină și cu siguranță vei trăi niște momente de neuitat când probabil mașina nu va mai fi sau, din păcate, alte persoane, dar nu vreau să vorbesc într-un stil negativist. Dar până la urmă, amintirile sunt ceva marcat și de asta și mașinile astea au o patină. Vorba unui amic care are și el mașini vechi. Faptul că au anumite imperfecțiuni sunt ceva ce nu poate fi redat, pentru că imperfecțiunea aia s-a întâmplat într-un anume loc, într-un anume context. Tu ți-aduci aminte, da, bă, a intrat la mine, a făcut aia, a scăpat, a nu știu ce, dar e o poveste care nu poate fi refăcută. Odată s-a întâmplat și e ca o ștampilă a timpului care rămâne acolo. Și chestia asta mie mi se pare că e mult mai de valoare decât multe alte lucruri. Așa că faceți greșeala fericită, zic eu, de a vă uita și a vă interesa de genul ăsta de mașini și nu le lăsați să moară. Constat cu stupoare pe grupurile astea de car spotting, cum lumea vede mașini din astea, le pozează și zice, nici măcar marca nu o cunosc. Salutare, se poate să-mi spună și mie ce marcă și model este. În esență, nu este o problemă că nu știi și e foarte frumos că pui întrebarea. Nu-i nimic greșit în asta. Ce mi se pare însă este că societatea din jur nu i-a învățat pe acești indivizi sau nu le-a dat ocazia să învețe despre ce marcă și model este. Mi se pare tare trist să ai
măcar 20 de ani și să nu știi măcar că ăsta este un BMW. Mai departe că M5, specificația, asta este cu totul altceva. Dar hai să nu le lăsăm să treacă, că știi cum e? Este exact ca muzica lăutărească de calitate. Dacă nu este cântată, se uită. Ele nu sunt trecute pe partituri. Și automat, dacă nu se transmit mai departe prin viu grai, nu se transmit, punct, și se uită. Peste 50 de ani nu vor mai fi. Și așa cu YouTube-ul, cu o mică parte de cultură generală, eu zic că putem păstra aceste mașini în mentalul colectiv. Și peste 10 de ani, poate, o să mă reuit și eu la aceste prezentări și cu siguranță o să-mi aduc aminte de ziua asta în care am stat lângă o mașină minunată care oarecum are o vârstă, să zicem, relativ similară. Vorba vine, eu sunt născut în 86, asta este 1999, dar e o diferență totuși mică. Și când voi avea eu 70 de ani și mă voi uita la această filmare, diferența de vârstă nu va mai fi atât de mare până la urmă și sper ca și atunci mașina asta să existe și să meargă. Și sper că voi, cei care ați văzut-o și fizic la drop-down expusă, v-ați oprit un pic privirea asupra ei, pentru că zic eu că pentru cultura auto înseamnă foarte mult. Și nu degeaba, cred că BMW a apelat la o persoană care poate să definească această mașină țiplă. Este vorba despre Clive Owen, care a jucat în 8 filmulețe scurte, cam de 5, maxim 9 minute, făcute pe parcursul a mai bine de 20 de ani, de către BMW, cu ajutorul unor regizori celebri, cum a fost de exemplu Guy Ritchie, cum este în continuare, care la vremea era căsătorit cu Madonna. Și începe filmarea cu un asemenea M5 și el vorbind chipurile despre Madonna. O vezi cum vorbește, cum trece pe lângă tine, îi vezi privirea, dar când cumva se uită sau te uiți mai atent la ea, sesizezi acel albastru aprins al ochilor și îi auzi vocea. Dar de fapt el vorbea despre această mașină, care are niște faruri xenon de un albastru foarte aprins, are o privire interesantă și sunetul motor cu siguranță este unul deosebit. Și în mașină cumva se face tranziția dintre vorbitul despre Madonna. Când apare Madonna în peisaj și e foarte arogantă și este cumva învățată sub forma unei lecții foarte dure de condus de către Clive Owen în exact un model identic, dar de culoare argintie. Și el a jucat în diverse spoturi despre toate modelele BMW performante din anii aia, cum au fost și alte M5-uri sau G30-uri sau Z4-uri, cu diversi actori și erau făcute de diversi regizori. Însă, în mod special, mi-a plăcut asta pentru că am ținut-o minte. Și BMW, în general, are niște reclame care pasionaților le scurg așa o lacrimă și este vorba de astea făcute din când în când, cum a fost cea prezentă acum la Super Bowl, care a fost, de exemplu, cu Christopher Walken, sau aceea în care un tată în vârstă este dus de fiul său într-un BMW să predea permisul. Și înainte să facă chestia asta, sau după, de fapt, într-un spațiu închis, zice, tată, vrei să conduci? Și acum mă năvălește un pic plânsul, pentru că reclama aia înseamnă foarte mult. Adică îți arată niște conexiuni dintre oameni pe care fiarele astea, scuzați-mă, dar nu mai găsesc voce acum. Și ăsta e un moment care trebuie lăsat, adică n-aș putea să plâng la o mașină modernă. Dar acum e o năvală de evenimente și nu vreau să taie Cosmin chestia asta pentru că e ceva natural și e, cred că e prima dată când am reacția asta și ceva sincer. Și n-am avut o tristețe în familie sau ceva, dar rezonez cu chestiile astea, cu ideea. Adică faptul că ăla se duce cu tasul într-un poligon și îl pune la volan și în momentul în care taică-su ia manevrele și revine zâmbetul, îți dai seama cum fisul se reîntoarce cu tasul în timp și era inversat rolul. Când tasul era în dreapta și fisul învăța să conducă pentru permis și era o retrăire de amintiri. Exact de-aia trebuie să iei asemenea mașină ca să ai genul ăsta de reacții pe care o mașină nouă nu ți le poate da. Vă gândeați că o să plâng eu la un BMW? Nu cred, nici eu sincer și sper să fac chestia asta și la o Toyota cândva, că mi-este un brand la fel de drag. Iubesc aceste mașini necondiționate, iubesc ceea ce fac și asta îmi transmit mie. Asta înseamnă intensitate auto și nu ține de marcă, de model. Ține cumva de anvergură, de perspectivă și de abilitatea de a face conexiuni și poate să se aplice în orice domeniu. Așa că îmi tremură vocea prea mult și nu pot să mai continui chestia asta. Trecem la prezentarea motorului, interiorului și la o tură de condus ca să plângă și motorul ăsta în felul lui caracteristic. Aici avem
Motorul minunat despre care am vorbit, îl putem recunoaște imediat că e puțin mai special, numai după sigle și după faptul că are un plenum de admisie diferit față de cel standard. Nu prea vezi motorul în sine, e destul de capsulat din cauza asta. Și am zis deja că el e bazat pe update-ul tehnic al lui M62, adică vine cu o bază de vanus pe admisie, însă asta adaugă și pe evacuare. Și de asemenea, M62 update a venit și el cu clapetă de accelerație cu control electronic. Am filmat eu un E38 mai de mult, care avea clapetă cu cablu, inclusiv un motoraș electric suplimentar cu clapetă pentru traction control. Așa că ce au mai adăugat pentru chestia asta ca să completeze, liniile de injectoare, conductele nu au retur, sunt cu alimentare directă și de asemenea debitmetrele au fost puțin avansate, iar strict partea asta de motor, cum are el, e 4941 de centimetri cubi, 94,89 sunt alezajul și cursa. Și de asemenea, dacă te uiți la partea asta de optimizări, sunt mai ușoare. Arborele cotit este mai ușor, bielele de asemenea sunt dintr-o singură bucată și sunt forjate, sunt de asemenea modificate capetele de chiulasă în sensul în care antigelul intră pe la evacuare și intră pe la admisie înapoi și după aia ajunge la termostat și în radiator, adică e cumva inversat sensul ăla de curgere. Iar la acest motor, din câte ții minte, nu se puteau face reglări din astea de chiulasă, mă refer la procesări, pentru că garnitura de chiulasă era metalică și nu se puteau repara la cotă. Da, mă gândesc că unii au reușit să facă chestia asta până la urmă. De asemenea, presiunea de injecție era puțin mai mare, vanusul ăsta era dublu, arborii cu came erau goi și clapetele de accelerație care nu se văd erau în partea asta din spate, pe acolo. Pompele alea de ulei suplimentare, la fel, sunt ceva ce nu găsești pe la alte versiuni. Și chestia asta mi se pare interesant de văzut așa punctual. Vei vedea de asemenea aceste separatoare ciclonice care se ocupă de ventilarea gazelor de carter și depunerea vaporilor de ulei înapoi în baie. Și ele au un sistem în care scurg și din zona de admisie și din zona de bloc și decantează înapoi în baie. Și de asta sunt două tubulaturi individuale. Destul de complex sistemul ăsta de vanus, dar are conductele astea aici. Practic este un fel de grup de solenoizi de valve care controlează acele defazoare hidraulice și au linia aia de presiune înaltă dată de cele două pompe de ulei. Și de asemenea, pompa aia de ulei colectoare are un sistem în care vine cu 4 tuburi, câte unul pe fiecare chiulasă și două care ajung în zona de baie. Distribuția de asemenea este una care e cu niște lanțuri de astea mult mai carbasan. Se poate vedea că este în partea asta un lanț din acesta mare care antrenează arborele, iar între ei arborii sunt legați cu niște lanțuri din astea micuțe care nu sunt cu stil dublu. Culbutor cu compensare hidraulică și ăștia tindeau să mai cedeze câteodată și în general problema acestor motoare date de vârstă este tot ce înseamnă garnituri, furtunuri, electronică, cam astea au fost de altfel bubele. Și aici vei vedea un filtru de ulei care tot așa este extern, cum era și la celelalte motoare. Rezervorul de servodirecție de la brațul ăla care se duce undeva în jos acolo, cele două valve de căldură pentru sistemul ăla de climatizare și celebrul ștergător cu excentric care a fost prezent pe acolo. Pe cureaua de accesorii vei vedea pompă de servodirecție, alternator, compresor de aer condiționat, pompă de apă și inclusiv acest ventilator cu vâsco cuplaj, care tindea să mai explodeze câteodată și să mai și rănească degete, pentru că este o răcire cumva mecanizată. La fel, toate astea, radiatoare, vase de expansiune, răcitorul la termoflot trebuie și el curățat, conducte de la aer condiționat, chestiile astea, compresoare, tind să fie, na, e o mașină bătrână în esență și are niște cerințe, însă cu siguranță n-a fost una care să fie făcută timid așa, adică are o robustețe aparte și, na, de asta am avut și emoțiile astea de rigoare, care zic eu că sunt ceva unic la noi în peisaj, sincer, nu știu câți alți prezentatori au mai nădușit așa pe la filmări, nu știu câtora li se transmit chestii din astea când văd mașinile, nu știu, poate le înțeleg eu la alt nivel. Mai bine, mai rău, habar n-am, e modul meu de a mă exprima, e o chestie până la urmă mișto. Și nu mi-e rușine de treaba asta, că poate am auzit pe unul, că fătălule, că plângi la o mașină, că așa bărbat ești tu, dar tocmai e vorba că îți transmit ceva. Și cumva dacă rămâi impasibil pe lângă o mașină din asta, înseamnă că nu ești pasionat auto. Adică numai simplu faptul, uite-o cum arată, ce proporții frumoase are, cum sunt stopurile astea, care evident au fost schimbate, nu sunt cele originale, pentru că astea sunt de facelift și oricum se vede că sunt foarte curate, sunt noi. Jantele care au acest gunmetal grey este o culoare foarte mișto, pentru că nu se
vede praful de plăcuțe de frână pe ele. Și treaba asta mi se pare maxim de interesantă, geamurile astea cu tint, care sunt puțin mai închise și cel puțin cum vedeți și voi și cum văd și eu, pentru că și camera și ochii mei posedă aici o lentilă polarizată, se vede foarte frumos cum pică lumina. Eu am parcat-o așa, la unghi, ca să bată soarele în interior într-un anumit unghi și să pot să filmez, să se vadă ceva. Nu e ceva ce fac în mod normal, să las mașinile parcate pentru totdeauna în stilul acesta, așa că nu cred că e cazul să înjurați pe aici. Da, în linii mari, cam asta e, să zic, tehnica mașinii până la urmă. Și e interesant să vezi că au devenit până la urmă niște mașini colecționabile și n-au neapărat niște bube tehnice atât de mari. Celelalte BMW-uri care au urmat au fost, zic eu, mult mai complexe, cum este de exemplu ăsta pe care l-am mai și prezentat în trecut, este un E92 cu un motor V8 care e într-o notă mai interesantă decât a acestui motor din 4 litri, scoate mai mulți cai decât scoate ăsta din 5 litri până la urmă. Și cred că esența la mașina asta este că au făcut-o cumva și confortabilă, dar și performantă. O treabă care e relativ paradox până la urmă, dacă stai să te gândești. Portbagajul este unul care are deschidere din asta clasică cu brațe, e foarte spațios, încăpător și vei vedea că în general la ele, asta e o dovadă că a mai fost pusă navigație de facelift, este cu DVD în partea asta de aici și de asemenea când ai la o parte elementul ăsta de aici, este o clapă unde se află și CD changer-ul și toate unitățile astea de navi pe acolo și în partea asta, din câte țin minte, este locul pentru baterie la unele modele, nu-i cazul aici care doar cablajele astea și posibil să fie prin altă parte toate zonele astea cum ar fi de desubt aici. Și cam atât în linii mari. Ce mai interesant la ele de văzut este zona asta de trusă de scule, care rareori este una, să zic, originală, însă în cazul de față sunt disponibile toate acolo și aici poți să vezi inclusiv modelul vechi de cheie cu sigla aia. Îmi place foarte mult cum se aude la mașina asta sunetul ăla de capotă. E foarte strident acel scârțit și parcă este din melodia Thriller al lui Michael Jackson, când se deschide un capac din ăla de coșciuc și ies monștrii aia pe acolo și începe melodia. Ce mai interesant la mașină, și nu știu dacă este neapărat vizibil pe capac aici, este că ea cerea benzină de 98 și asta este cea recomandată, pentru că e un motor cu raport de compresie ridicat și care în anii nu avea atâta tehnologie pentru prevenirea detonațiilor. Aici, în schimb, la interior fix, mașina asta e una care a fost păstrată foarte bine, are piele pe suprafețe, totul este cu piele extinsă, inclusiv aici se pot vedea cusăturile, piele naturale, inclusiv asta pe culoare, ornamente de lemn și are niște colorizări specifice. Nu e neapărat o mașină atât de spațioasă, dar oricum, cred că e genul de mașină făcută să stai în față și îmi place cum are capitonajul ăsta de pe tavan, totul negru. În zona centrală o fotieră simplă, care nu are un suport clasic de pahare și în partea din față de aici se poate vedea cum era savoarea acelor ani. Aveai opțiuni de telefoane Motorola StarTAC care erau detașabile, exact cum este și acesta, care însă e un telefon puțin mai mare decât erau alea ca opțiune vândute prin America și cred că alea au fost mai mult disponibile pentru ei și ce mai era interesant, că diferențele între Europa și America erau minimale, toate aveau însă oglinzile astea ovale specifice. Scaunele sunt cu reglaj electric și se poate vedea și diagramă cu ce face fiecare, iar în partea asta de aici au inclusiv extensia asta mecanică plus spațiu de depozitare extintor, lobby ăștia sunt mult mai profilați, iar la șofer sunt și două sau trei memorii, dacă mi-aduc bine aminte, și în partea asta centrală aici, dacă te uiți, vei găsi de asemenea spații diverse de depozitare, un fel de butonele scrumiere după caz, care nu mai merg ele toate corespunzător. Ce e interesant, suportul de pahar este din ăla cu mecanism inutil de complicat, cum îmi place mie să-i zic, care iese cu tot într-o parte din zona asta de aici. Iar aici sunt butoanele pentru oblonul de spate electric, butonul sport care schimbă răspunsul direcției și accelerației, traction controlul, senzori de parcare, încălzirile în scaune și clima asta cu butoane, inclusiv zona asta de eject CD sau casetă, după caz cum era aici. Și are casetă, nu-mi vine să cred, asta mi se pare cel mai tare. Adică numai simplu fapt că mai vezi așa ceva într-o mașină mi se pare tare. Senzor de presiune, pneuri, oglinda asta ovală cu închidere heliomată, niște parasolare destul de mari și în partea asta de aici are coloana de volan cu reglaj electric.
Și aici se pot vedea suplimentar cele trei memorii, tot așa spații de depozitare, locuri din astea de cusături. Și în zona asta de acces se mai vede butonul pentru deschiderea portbagajului și toată consola asta electrică de reglaj este una care are funcție de easy entry în momentul în care pui contactul. Se și aude mașina în toată splendoarea ei, să zic așa. Foarte, foarte bine merge până la urmă. Și îmi place maxim cum e făcut tot sistemul ăsta. Evident, ecranele astea nu mai sunt ceva modern, dar faptul că există aici și funcționează, inclusiv că le reglezi cu buton, nu exista sistem tactil pe vremea respectivă. Și în partea asta de aici ai toate butoanele astea de reglaj, informații despre consum, ventilația auxiliară, iată, televizor, care evident nu mai funcționează de mult, nemai fiind frecvențele alea disponibile toate. Și în partea asta de aici, butoane de cruise control, comenzi pe volan, reglajele astea de volan, un bord care este gravat până la 300 de km pe oră și care în funcție de turație îți arată niște trepte din astea de schimb LED-urile de acolo, senzor de temperatură, apropo foarte interesant că termostatul deschide mai repede la astea decât la motoarele din vremea și poți să vezi de asemenea consumuri diverse. Mașina a venit de la Galați cu un consum de vreo 12 și ceva cu 62 de km pe oră. Evident că dacă o conduci în stilul ăla constant tot timpul tare, consumă mai mult, dar ce contează chestia asta? Mi se pare mult mai relevant să te bucuri de mașină decât să te uiți la cifrele astea clasice de consum. Hai să facem o plimbare mică. Caseta chiar merge. Foarte interesant și să fac eu poză la kilometri pe care îi fac. Auto. Că-mi țin o evidență cu cât conduc. Și hai să vedem cum e, domne. Cum era în trecut, dacă era mai bine. Mașina e foarte greoaie, dar este într-un mod ușor de condus. Adică, sincer, față de un 2.5 sau 3 litri benzină cu care am mai mers, inclusiv dieselul, e la fel de ușor de condus. Că tocmai asta și fost secretul, e că nu e rigidă. Și ce mi se mai pare interesant e că nu e un motor înțepat. Adică, pur și simplu, la mers normal, habar n-ai ce știe să facă. Pur și simplu se conduce normal. Nu-ți dă vreun indiciu că are un anumit număr de cai sau că e foarte rapidă, nu știu, chestii de genul ăsta. Reconfigurare traseu. Treapta întâi destul de lungă și ce e mișto că având distribuția asta variabilă în anii chiar însemna ceva. Are o plajă de turație amplă, dată de construcția motorului, dar distribuția asta variabilă îi dă un profil de cuplu liniar. Adică nu e un motor atât de brutal și brusc. Răspunsul însă este foarte bun, mai ales în turație. Ideea e că e făcut să fie folosit de zi cu zi, adică nu e o mașină obositoare. Despre asta cred că e vorba. Și mă uit aici că filtrează denivelările foarte bine. Oricum E39 e o barcă în sine, o mașină din asta relativ închegată, care stă foarte bine pe drum liniar. Adică un E39 normal nu are senzația asta de rupere de rind pe care modelul ăsta, mod special, ți-o poate da dacă ridici un pic nivelul de turație. Și vă dați seama că el având un minim de sisteme față de ce are o mașină modernă, e mult mai conectată. Și ce e foarte tare este că suspensia e mai moale, e elastică și de asemenea anvelopele sunt cele care duc greu. În prezent acum au întărit foarte tare suspensiile, arcurile, amortizoarele, anvelopele sunt cu run flat, cu talon dur, adică sunt foarte rigide. Asta în schimb e o mașină confortabilă. Dar e, în momentul în care îi dai, răspunsul este incredibil. Adică este o mașină despre care trebuie să uitați absolut tot ce am zis până acum. Pentru că sunt două într-un. E un Dr. Jekyll și un Mr. Hyde. Deci pur și simplu, mergând cu ea liniștit, fără să apeși progresiv, pare un ceva pe acolo. 6 în linie de 2.5, nimic neapărat surprinzător. Dar în momentul în care îi dai, deci felul în care răspunde mașina asta este ireal. Și este specific
genului ăla de motoare din perioada respectivă, cum era de exemplu cel de Toyota, URU, UZU, V8-uri de litraj din ăsta mare. Și cu siguranță în anii în care a apărut, mașina asta era cam cel mai rapid sedan, mai ales că putea să aibă opțiune în care nu era limitat. Dar este, cel puțin dacă îi ud pe jos și face așa, nu e bine. Adică derapează imediat, pentru că e o putere foarte mare disponibilă imediat până la urmă. Foarte mișto. Are un stil mult mai bipolar decât vezi la niște mașini moderne, care dacă sunt sportul nemodern, nu e atât de ușor de condus de zi cu zi. Sunt simțitor mai rigide ca mașini. Puterea aia, chiar și pe modul comod, e cam tot timpul, nu se simte atât de bleagă, să zic așa. Dar asta, în mod special, în felul în care e calibrată, mie mi se pare foarte bipolară. Pentru că trebuie să dai mai hotărât și în momentul în care ai dat, răspunsul vine brusc și e acolo. Și felul în care intervine controlul tracțiunii e de tipul on-off. Este o mișcare destul de bruscă, să zic așa. Dar e fantastic de cruiser. Deci pur și simplu poți merge cu ea normal, la niște viteze de oricare fel. Chiar spunea lumea că în principiu ea se simte bine așa, între 80 și 250, undeva pe acolo, oriunde. Dar e litrajul ăsta mare, cred că o salvează, ceea ce un motor turbo nu are, nu are același stil de răspuns. Mai incisiv este un V8 de 4 litri de E92, acel S65. Și cred că și la motoarele astea, când pui o admisie din asta puțin mai cu plenumul mare, se schimbă puțin lucrurile. Ca răspuns, cel puțin, că nu mi se pare că e genul de mașină care să merită tunată. N-ai de ce să o tunezi, pur și simplu ea merge bine așa cum este. Dar e senzația asta de on-off pe care o are din cardane, din motor, cutie, totul este incredibil. Într-adevăr, sincroanele cutii sunt puțin greuțe, așa, adică simți că mesteci în ceva acolo. Nu e o intrare foarte progresivă și schimbătorul are oarece joc, așa l-au avut toate pe care le-am condus. Adică nu e un defect al, e o chestie de concepție mai mult. Dar e genul de mașină la care a doua și a treia atâta folosești. Foarte mișto, e într-un fel. Și are o năvală de putere, adică e ceva mult mai mișto ca intensitate față de una modernă, care obține prin softuri, calibrări, chestii. Nu, frate, asta e analog, are izola de corvet. Și prin faptul că are o rezonanță foarte mișto și pe admisie și pe evacuare, tocmai am văzut un VFR ca al meu, se simte natural așa mașina, nu știu, îmi place foarte mult. Și atrage așa până la maxim, unde nu pot eu să testez cât poate ia maxim pe aici. La 3000 de rotații pe minut are 130 de km pe oră, destul de lunguță cutia. Și rev match-urile. Da. A blast from the past, la propriu, este ireală mașina. Și e genul ăla de motor, are timbrul lui M50 și M52, alea care sunt făcute cu turbouri la build-urile de drift. Adică are un soi de ronțăit metalic foarte mișto și e o mașină care nu e obositoare. Adică nu te lupți cu ea, nu știu cum să zic. Trebuie însă să fii acolo să o controlezi, adică tu o conduci și trebuie să-i arăți un pic de respect. N-aș opri sistemele la ea pentru că intervine imediat puterea și trebuie să ai mare grijă. Dar cert este că e o mașină strașnică pentru condus. Și are un palumpa din asta, când apeși se aude
cum trage vacuumul ăla în admisie, adică totul e analog, așa, nu știu, e minunată mașina. Din nou, genul de mașină la care spun, nu mă gândeam eu că vreodată o să ajung să fac mașina asta. Și de-aia când văd toți Cochlander ăștia și pârliții care prezintă tot felul de mașini după numărul de butoane și are soft, are daia, are pachet cu capa, are X-Delete, numai nume din astea, cum era la iPhone, Jailbreak și Never Lock, scris așa fonetic pe OLX, îți dai seama că ea habar n-au ce prezint acolo, pur și simplu sunt degeaba. Da, adică nu îi face cinste unei asemenea mașini să fie batjocorită în felul ăla cu tot felul de dubioși la volan care nu înțeleg mașinile alea, pur și simplu. Și asta e o problemă care n-are treabă cu fierul. Să ne bucurăm de notele înalte ale acestui motor. Bă, dar cum trage? Deci la 4.000 jumate când eu apăs pedala jumătate și acum la podea. Deci efectiv decolează de sub tine, este bate orice modern din punctul ăsta de vedere. Și aici nu e vorba de secunde, e de răspuns. Adică la modul și nu știu cum să explic foarte clar, nu e vorba de cantitate sau de secundele pe care le are în accelerație, ci pur și simplu de cum se simte. Adică cine zice că dieselul are cuplu, se înșeală amarnic. Că mulți ar spune, da, dar îmi pun un V8 din ăla, M67 cât era, trage, are cuplu de camion, de betonieră. Da, dar n-are turații, nu pune. Deci eu sunt la 4000 de rotații pe minut în a treia. Apăs accelerația jumătate la capăt. Adică are un crescendo pe care un diesel, mai ales cu sistem turbo, nu-l poate avea. Există și dieseluri interesante. Și uite aici, vedem un peisaj, un BMW modern, care de asemenea are proporții. Și trebuie să recunosc că mie personal îmi place ISO ăsta de 3 modern. Dar... deci este prima dată când simt cumva că este genul ăla de putere suficientă pe care o simt la B58. Că în general majoritatea BMW-urilor normale nu sunt ca B58. Ăsta este peste. Deci mi-a făcut ziua. Uite încă o dată schema. Jumate. Full. Și numai simplu fapt, mi-ar plăcea să văd mașina în timp ce o conduc și din exterior. Și să văd fața aia cum face brrrr ca șalupa, adică efectiv e ca o șalupă în decolare. La fel, un diesel nu poate să-ți dea chestia asta. Din a patra în a treia, de la 3000 la 4000. Și e mișto că n-are atât de multă putere încât să fugă, să derapeze în accelerație. Dacă cu un V8 modern, un M5 din ăsta F80 face așa, dă cu tine de pământ, e prea puternic. Ăsta în schimb e docil, dar răspunde foarte agresiv, asta e mișto la el. Și e controlabil, asta mi se pare mult mai interesant. Și e un mâncător de kilometri, deci cu mașina asta cred că parcurgi mult mai mișto distanțe din astea lungi decât cu tot felul de mașini sport moderne care nu și-au esența. Cred că într-o senzație similară, dar cu o năvală mai mare de putere, sunt astea, lacrimă, 200 220 S65 AMG-urile. Adică e atât de puternic încât simt tâncul ăla când se armează pinioanele alea și flanșa de la cardan. Deci e o senzație de întreg pe care un RS4 din generațiile alea B7 cred că îl mai are, că tot un motor din ăsta. Am experimentat motorul ăla pe un RS5 și cumva parcă tot prea închegată este la un moment dat, dar nu știu, are ceva, e o chestie total aparte. Și aici încă un exemplar care sigur merge la drop-down. Am plâns degeaba. Nu știu, a fost așa, a fost o chestie foarte naturală și de-aia mă bucur că s-a întâmplat și că a fost ceva normal și n-avea de ce să fie șters de pe filmare. Asta înseamnă o mașină, să-ți transmită ceva, niște emoții. Toate astea cu comunicate moderne de marketing ale unor mașini relativ banale, le înțeleg, au rostul lor, dar nu sunt ca asta, nu e același lucru. Se
Să conduci mașina asta pe o alee cu copaci, cu boltă, sau pe o stradă cu case, cu pereți înalți, rezonanța asta a V8-ului cred că este incredibilă. Au făcut ei la un moment dat un swap de W10, vreau să facă pe această generație, să testeze de fapt Volkswagen un model de mașină și au folosit o caroserie din asta. Au fost multe experimente și swap-uri interesante, motoare de-astea montate pe seria 1. Motoarele moderne sunt ajustate din boxe, la fel evacuările sunt poate prea agresive în unele situații. Și acum am dat seama ce fac ăștia aici, stație de metrou, da, este agitația asta și aglomerat, că am mai filmat eu la un moment dat pe aici și m-am enervat un pic. Da. Pe vremea când litera M însemna ceva în alfabet, acum e prea folosită, știi cum e? Până și în juratul ăsta, că mă uitam în Târgoviște, de exemplu, e o vorbă de asta, odată la două cuvinte, dreacu. Unde dreacu la dreacu te duci la dreacu, să te ia dreacu. Adică care am venit aici așa și cine vorbea așa și puteți să vedeți chestia asta e măsa lui Predator, lui Ionela Prodan, care era din zona respectivă, din câte știu. Și cumva, zicând atât de obsesiv cuvântul ăsta, nu mai capătă o conotație banală, așa și e ăsta, dacă pui M peste tot. Lichid de parbrize, îmbrăduțem și toate astea, cumva, nu știu, nu e ce trebuie, dar e și ce trebuie în același timp, pentru că, până la urmă, firmele astea trebuie să supraviețuiască și să facă totuși niște profit și dacă n-ar face chestia asta și ar fi exclusiviști, precum sunt Gordon Murray, Cosworth și ăștia, materima și așa, nu ar putea să găsească o metodă de succes până la urmă și ar da faliment. Adică trebuie să facă treaba asta, dar cumva îmi pare rău că până și modelele astea, adică era nevoie să facă plug-in hybrid M5? Eu zic că nu, mai bine lăsau cumva standard sau câteva mașini, uite, hibridizarea Carrera a ieșit interesant pentru că e în scop de performanță și un sistem care adaugă doar 10-12 kg în plus. Nici de cum să dubleze greutatea mașinii sau să facă niște chestii de-astea de... Direcția, într-adevăr, e un pic mai vagă. Ce e interesant la modelul ăsta, care 14,7 la 1 față de 17,5 la 1 raport, adică e mai precisă, dar, într-adevăr, nu are precizia unei cremaliere, pentru că oricum nu încăpea. Mai dăm o dată, că e frumos. Amarok V6, care are low range, pentru că e motor de Ford 3.0 Power Stroke, care de fapt e Jaguar Land Rover, cu BorgWarner, fără diferențial. Are un soi de X-Drive, cum au avut mașinile astea pe modele viitoare. Și e interesant că primul X-Drive chiar a avut diferențial real, cu pinioane, și nu se numea X-Drive, ci XI, era tracțiune integrală, cu split. Bă, dar are o rezonanță mașina, deci când o turez, se simte așa... E ca un fel de... așa toarce motanul meu, Boris, când îl mângâi. Are un fel de confirmare de primire, cam așa. Da, e... valențe și valențe. Și până la urmă, uite, M3-urile astea au fost și ele foarte mișto în stilul lor. Multe motoare au fost mișto, mai ales la japonezi, cu V8-urile astea făcute și într-un stil fiabil. Și mi se pare că ăsta este făcut foarte aproape de cum e motorizarea de Toyota cu acel UR, 2UR G-ul parcă era, de 5 litri și aproape 500 de cai și acela montat pe Lexusurile GSF și pe ISF. În aceeași notă și cam cu aceleași probleme de garnituri pe alocuri, dar oricum, mi se pare că e foarte interesant. Da, altcineva. Am uitat să arăt geamurile astea duble care sunt extrem de grele, adică e cam așa grosimea lor. Și sunt peste tot și de-aia mașina se aude frumos. A fost cu adevărat o prezentare emoționantă și cred că am lăsat să se vadă chestia asta și să-mi fac poza de kilometri și să o iau din loc. Că mai are lumea și altă treabă. Mulțumesc proprietarului că mi-a dat pe mână bijuteria asta și că am putut să o povestesc în stilul meu. Atât am avut de zis. La revedere!